Această măsură se va aplica de mâine seară, de la ora 22. Articolul 3. Circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Articolul 4. În intervalul orar 6-22 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive. Așadar, pe timp de zi, între ora 6 dimineața și 22, facem recomandări. Urmează un alt articol unde impunem reglementări. Citez. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. E. Deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie și domestice. La articolul 5 intervine restricția sau, în termen pozitiv, permiterea circulației doar în anumite condiții. Citez articolul 5. Aliniatul 1. În intervalul orar 22-6, circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la articolul 4, articolul citit mai devreme cu privire la recomandările pe timp de zi. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate legitimația de serviciu, adeverințe eliberate de angajator sau o declarație pe proprie răspundere. Aliniatul 3. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.